Bine ați venit la Stax TV, un nou episod de mașină modificată, de off-road de această dată, cu binecunoscutul Filip. Îl știți pe Filip, el cu jeepurile. Este, mă, a început episodul. Taci din gură. Liniște. Stai cu minte, gata. Treci, mă, pleacă de aici. Un nou episod de mașină modificată de off-road, pentru că, na, asta e seria. Și pentru că l-avem pe Filip alături de noi, pe care îl știți din episoadele anterioare, în care am mai prezentat un Jeep Grand Cherokee 2.7 cu 35-uri și cu suspensii și cu lucruri și ne-a explicat cum ar trebui să facem lucrurile corect. Acum avem acest Wrangler Rubicon, tot diesel, cu 37 roți, care face și off-road și overlanding, și despre asta o să vorbim, despre modificările mașinii, ce te-a făcut să-ți iei Wrangler de la Grand Cherokee, ce modificări ai făcut, cum îmbini off-road-ul cu... de ce n-ai 45-uri? Hei, v-am întrerupt să vă anunț că m-am întors la munca de birou. M-am întors la munca de birou aici la Stax, în noul nostru birou, pentru că așa am considerat că suntem noi mai productivi. Dacă stăm împreună toată ziua și dăm mail-uri și să vedeți de acum producție și să vedeți nebunie și o tonă de proiecte ce o să facem. Dar ce lucrezi toată? Am nervi, mă, frate, că am o treabă aici super importantă. Am apăsat pe ceva, nu știu ce am făcut, am ieșit. Marius, ajută-mă un pic! Am făcut ceva! Mă joc. Asta facem eu la birou. Da, îți zic ce mă joc. Mă joc World of Warships. Vino să că jucăm împreună. E tare că jucăm împreună, deci dacă mai luăm un calculator aici la birou... Cum sunt eu agitat, mă știi? Aici a ieșit cu barca, frate, și barca, vorba vine, crucișător, distrugător, nici nu le știu pe toate, dar e foarte tare, că te împuști în continuu, ești, mă, trag eu, o buze marfă. Și ca să-ți mai zic, Marius, de ce e mișto să-l joci, e mișto că în primul și în primul rând este ce le place românilor, gratis. Adică îl poți downloada și pe consolă, eu acasă îl joc pe PlayStation 4, aici la birou, de astăzi îl joc pe PC, gratis. Ceea ce mi se pare super tare și iar este, e super tare că poți să joci cu colegii de birou sau prietenii din alte părți. Pe lângă faptul că e gratis jocul, dacă dați click pe linkul din descriere, primiți 25 de euro la World of Warships, 500 de dublons, 2 milioane de credite, o navă tier 4, 7 zile premium account și 6 puncte skill commander. N-am ajuns atât de departe, dar e gratis și luăm totul fără probleme. Britannia rules the skies. Ce faci, mă, te joci? Da, mă joc, dar fac bani în același timp. Că la World of Warships, dacă te joci și faci task-urile astea care apar aici pe ecran, primești câte $5 de căciulă. Și dacă le faci pe toate, încă $5 bonus, direct în contul tău de PayPal. Adică, joacă-te World of Warships și fă bani. Ce poți să vrei mai mult de atât? Am ales Wrangler în loc de Grand Cherokee pentru că e o platformă mai nouă. Trebuie modificări mult mai puține, sunt modificări mult mai puține de făcut decât la Grand Cherokee pentru a putea pune roți de dimensiunea asta. Nu e nevoie neapărat să înlocuiești brațe, să tai foarte mult din caroserie și nefăcând aceste modificări, automat e mult mai plăcută și pe stradă, la stabilitate, direcție, nu-ți mai trage volanul, nu mai face ce mai face. E un Jeep Wrangler cu motor de 2800, Euro 5, 200 de cai din fabrică, cu cutia automată cu 5 trepte de la Mercedes, cum avea și Jeep-ul anterior, din 2012 ca an, cu multiple modificări. În față, bară metalică cu... bară metalică de la Smithy Build, cred că ceva de genul ăsta. Aici, frate! Ăsta e modelul, da, XRC, Stubi, adică e partea mai retrasă față de cea originală, Trolley Worn VR Evo 10S cu plasmă. Adică far... cu funie, nu cu cablu. Mai da, funie e mai simplu de lucrat cu ea, așa. Suport de număr. Suport de număr abatabil, da.
ochieți, ochieți cu roșu, roșu, că avem cu roșu și de cauciuc, de ca să nu se mai audă cârligul când mergi, tăcătăm, tăcătăm. Așa, zic. Faruri LED, semnale LED, i-am mai pus ceva prinderile de capotă, prinderile de capotă, pentru că cele originale sunt din cauciuc și când mergi cu 100 la oră pe DN, trece un tir din sens opus, cu alea originale făcea capota așa, efectiv. La suspensie nu sunt mari modificări făcute, e un kit de 3,55 înălțime cu amortizoare de la Fox 2.0i PF, ceva internal floating piston, așa se numesc. Brațele sunt originale, am adăugat doar un kit de corecție de unghi caster, pentru că atunci când înalți mașina, brațele nu mai au poziția normală și se duc în jos. Kitul ăsta de corecție coboară prinderea brațelor de șasiu și păstrează unghiurile originale. A fost cea mai mare diferență între mersuri, să zic așa, înainte și după montarea kitului respectiv. Bare de direcție din Chromoly cu capete de bară heavy duty, kit de flip la bara de direcție, pentru că și aia își crea unghi și am pus-o mai sus, odată cu bara Panhard. Ele neapărat trebuie să fie paralel, pleacă din același punct de pe șasiu caroserie și se îmbină cu puntea în același punct, trebuie să aibă același unghi, altfel o să apară sentimentul de bump steer, se numește. Protecție la diferențialul față, am cumpărat mașina ușor cu puntea strâmbă, să zic așa, de la... ea nu era modificată. Așa, asta e boala lor, se strâmbă puntea. Se strâmbă puntea la GP, incredibil! Știm și de la celălalt. Ulterior am îndreptat puntea, am ramforsat-o cu un kit dedicat, să zic așa, pentru ea. N-a fost foarte, foarte complicat de făcut. În rest, nu am mai umblat cum am umblat la cealaltă, la cardane, lungimi, taie, cruce dublă, cruce simplă. A fost mult mai simplu pe partea asta, iar mașina merge foarte, foarte bine pe stradă. Ne-am mutat pe lateral să prezentăm următoarele modificări. Proiectoarele de... proiectoarele Philips. Aici trebuia să fie două proiectoare model Pods de la Pia, dar se bucură altcineva de lumina lor. Încă nu știm cine, poate să aflăm. Astea sunt overfenderele originale din care am fost nevoit să tai, cred că vreo 7-8 cm, să nu atingă atunci când flexează așa. Anvelopele sunt Cooper STT Pro 37 cu 12,5 R17. Jantele sunt Hutchinson Rock Monster cu bedlock intern. Și pe față și pe spate. Ele au alt sistem de bedlock față de ăla pe care îl știm noi de obicei. În interiorul anvelopei se montează ca o bucată de cauciuc dreaptă cât circumferința interioară a anvelopei, după care janta se montează partea din spate în anvelopă și partea din față se trage, se apropie cu acele trei șuruburi, după care se strâng toate la cuplu. Și poți să mergi inclusiv cu presiune zero, anvelopa nu o să se învârtă și nu o să dejanteze niciodată. E treabă. De ce 37 și nu 40? 37 pentru că e o dimensiune de anvelopă pe care poți să o găsești relativ ușor, adică relativ ușor însemnând poți să găsești MT, 40 nu poți să găsești decât trepador și e mult prea agresiv pentru ce folosim noi mașinile, tu, sau eu. Zici tu, dacă asta am și zis, că mașina e overlanding cu off-road. Da. Băgăm așa un pic nasul și pe la off-road, și pe la overlanding, și prin oraș, iar anvelopa de 40 ar fi fost mult prea mult pentru ce fac eu. 37 arată bine și în proporțiile mașinii. Suntem teuri. Poți să mergi cu 110, 120, 130 fără probleme pe autostradă. Mai departe... Parte de suspensie am vorbit, roți. Hai să vedem la interior, hai să vedem în spate. Topuri cu LED. Așa, suport de roată de rezervă pentru că cel original se prindea ușa de
roata se prinde direct pe ușă, iar acum roata se prinde pe suport, care suport este prins direct de punctele de ramforțare ale caroseriei și din cauza greutății nu mai există riscul să cadă ușa la un moment dat de la mersul în teren. În spate avem o masă care se coboară de aici din... Asta e dedicat, ai făcut-o tu, ai cumpărat-o de undeva? Nu, e o masă, am cumpărat-o, nu știu și de unde am cumpărat-o, dar... Ok, deci nu e făcută de tine, da, nu se e poate găsi de mine, se poate găsi pe internet. E o masă cu prindere pentru genul ăsta de uși, okay. Și la Toyota Land Cruiser 120 ar merge o masă de genul ăsta, pentru că se deschide ușa în lateral. Aici avem un cuțit prins la îndemână. Poate vine urful, repede. Așa, în spate avem un setup mai simplu decât cel de la Grand Cherokee, cu un frigider tip Sertar de la Indel. Aici nu ți-ai făcut să dori? Nu, nu, nu. E doar setup, e cutia, setup pentru a... cutia pentru a avea diverse... integra frigider. Diverse lucruri, furculițe, cafetieră, mâncare, conserve, uleiuri, bla bla bla. Ce ai nevoie la camping? Ce ai nevoie la camping și frigiderul. Cutia asta se poate scoate foarte ușor, are două șuruburi și o mufă frigiderul și în 10 minute ai mașina ca atunci când nu mergi la camping. Acolo am două scaune, hamac, colț de gunoi, cutie pentru mâncare iarăși. E bună și pentru camping, cum ar veni. Da, e bună și pentru camping. Se poate face și setup de dormit, dar nu în varianta asta cu frigider, pentru că te înalți foarte sus și nu ai cum să stai decât întins în mașină. Dacă vrei să dormi, trebuie să pui salteaua pe jos. Ok. Ca să poți să stai în fund, măcar. Deci n-ai cum cu cutia asta. Da, da. Pe frigider din ala lângă. Sau... bara spate originală, dar este model american, ca să-i pot pune cârlicul pătrat. Aici pot să pun cârlic mai coborât, pentru că e înălțată, să poți să tractezi remorci, să stea la nivelul normal. Suportul de număr este pe roata de rezervă mutat. Față antena de stație, nebunie. Cel pe bară, antena de stație, da, de la Fire Stick, că pot să întrebe lumea. Da. Cât consumă fizic? 37, că nu, poate se întreabă. În oraș consumă între 16 și 18, depinde de cât de înțepat mergi așa, iar la drum între 90 și 110, așa, consumă între 11 și 13%. Nu mai știu dacă ai zis că are soft sau nu. Momentan nu are soft, urmează să o duc la cei de la TCM să-i okay. facă un soft la motor. Asta vreau să văd dacă merge cu soft și dacă... Nu, nu. Am încercat prima oară cu cutie din aia de la Race Chip. Într-adevăr, am luat-o de probă de la cineva second hand. După vreo 10.000 de kilometri a început să-mi dea eroare fix în locul unde se mufează jucăria asta pe regulatorul de presiune din pompa de motorină. L-am dat jos, bineînțeles că n-am mai avut nicio eroare. Am încercat cu pedal box de la Paul, e o altă minciună. Apeși jumate și el apasă tot. Exact, și după aceea când apeși tot, nu mai e așa de mare diferența. Și pentru asta am decis să-i pun un filtru KNN în cutia lui, pentru că se poate spăla și noi după 2-3 ieșiri trebuie să speli filtrul, că altfel e plin de praf. Și un soft de putere care o să ajute. Voi ne-a spus că o să, cei de la TCM au spus că o să și măsoare mașina pe dyno înainte și după. Da, păi na, așa. Am ales să fac acolo, că ei sunt destul de experimentați pe marca asta și au făcut mai multe. Lumea e mulțumită după softurile făcute acolo. Cât a costat mașina când ai luat-o și cât crezi tu că ai făcut? Nu știu dacă ți-ai notat undeva. Da, mi-am notat. Îmi notez la fiecare mașină să știu cât de mult pierd. Ea a fost 23.000 de euro acum 2 ani. Acum cred că ar fi mai scumpă. Da. După toată nebunia asta, iar estimez că i-am făcut upgrade-uri de aproximativ 15.000 de euro. Aproximativ. Și ultima întrebare, cât de des mergi cabriu? Oh. Cred că mi-ajung degetele de la ambele mâini. Am și soft-o, pot să-l pun totuși să încerc, am zis. Adică dacă tot are da, și da, se da. Poate să mergi fără uși, fără lucruri, fără nu știu că... Fără uși nu am mers. Nu cred că ai voie. Legal nu, la noi nu ai voie.
Da, știi, oamenii când își cumpără mașina asta zic, bă, stai mă, că se face și cablu, poți scoși ușile, poți să faci lucruri, da? Poți să faci, asta nu înseamnă că și face cineva, dar poți să faci, dacă ai disponibilitate. În teren nu poți să o folosești cabrio, că se face înăuntru pateul, nu există loc unde să n-ai praf sau noroi. Poți să folosești cabrio ziua, te bate soarele în cap, te doare capul. Poți să folosești cabrio după amiaza în oraș. Am încercat să merg, am mers o dată cu Bălășuiu până la dâncata cabrio. Și am ajuns acolo, aveam așa capul, nu mai vrea să mai văd niciun circuit, îmi doream să stau undeva, să fie liniște, nu? Mai bate și soarele, e jale. Hai să vedem un pic înăuntru ce modificări ai făcut tu pentru utilitatea ta. E mai bine aici decât unde acolo care... Hai. Schimbăm poziția mașinii. M-am urcat eu. Filip! Da? Aici? Da. Ce avem aici în plus? În plus i-am făcut, da, mânerele astea să te urci mai ușor, e destul de înaltă și dificil să te urci. La fel am pus și pe spate. Navigație dedicată, multimedia, dedicat de la Lenovo, a venit cu partea asta de bord, că aia originală vine cu totul până acolo. Ok. Adică asta? Da, asta și asta. Și ai Waze, na, dacă ai cartele în ea, ai cam tot ce ai pe un, și pe un telefon cu Android. Funcționează bine. Foarte bine. Ce, asta de asta am luat și de la Lenovo să... Na, e un brand, poate... Da, are, ok. Funcționează, încă funcționează bine după 2 ani. Ok. Are cruise control, faruri automate... Aici ți-ai pus undul ăsta? Da, ăsta e un suport de ochelari. Da. Stația, că e pus aici între scaun și... Da, e stație de prezident micuță, okay. Pusă pe direct. Așa, cu microfonul aici, pac, pac. Asta în spate aici, asta e roșu, așa e el? Da, nu vine așa, le-am pus eu. Asta aici e o problemă cu boxele astea, frate, că dai cu capul în ele. Noi am stat. Da, am stat în spate, știi, primul drum pe care l-am făcut cu ea, conducea Bubu Alexandra în dreapta și când a pus o furnă, bum, direct, amândoi, bum, capetele, aolo! I-am făcut plafonul negru aici, da? Complet, okay. El era alb aici. Da? Astea sunt niște kituri de insulation kit. Da? Iarna bagă căldură pe la picioare, picioarele se fierb, iar sus trebuie să stai cu căciulă, dacă nu ai chestiile astea, da, pentru că nu are nu e material dublu și se răcește foarte, foarte repede. Ok. Da, scaune ai puse? Cum? Sunt alte scaune. Da, sunt scaune care sunt similare cu cele originale, doar că cred că fostul proprietar le-a înlocuit și sunt niște scaune și banchetă de la AEV, prescurtarea, lungirea cuvântului înseamnă American Expedition Vehicle. Sunt din stofă, nu au încălzire. Și-a luat un scaune cum ar veni. Băi, eu vreau alte scaune, și banchetă și tot, gata, 1700 sau cât o fi dat. Da, da. Le-a luat și aia. Da, păi arată bine, are și husă de cățel, aici în spate, ca modificări, în rest, cam atât. Nu văd nimic, are plăsuțe, da. Astea să spui, să-ți ții, da, scoți ușile, da. Acolo am mai pus eu un sert, în locul mânerului unde ar trebui să te ții, e un sertăraș, așa, dar să poți să spui chestii acolo, pentru pasager mai mult. Poți să spui telefonul chiar. Da, da, nu? Intră, intră. Uite, țac. Da, țiplă, față de bur. Exact. Căzut. Bă, ești pe chirie, bă, sunt tari mulți chinezești. Exact. Bun. Ăsta a fost, mai zici ceva, mai ai ceva de zis? Nu. Mai am uitat ceva, n-am pus ceva, are și Hill Descent Control și SP și blocanți față spate și reductor și geamuri electrice ca la Duster. Țiplă. Țiplă, nu? Și mare șmecherie. Centură reglabilă pe înălțime. N-au multe mașini. Chiar n-au. Ăsta a fost episodul. Nu uitați, share, like și subscribe, că acum targetul e 200.000 și după aia ajungem la milion și dăm burnout pe Arcul de Triumf. M-am zis? Am zis. Acum că suntem la sfârșit, nu uitați să dați click pe linkul din descriere, că aveți foarte multe bonusuri luate de la noi de la Stax pentru World of Warships și cine știe, poate ne vedem online să ne războim.